Peste 100 de studenți ai Academiei de Poliție Ștefan cel Mare au prezentat publicului tradiții militare din perioada domniei Marelui Ștefan. Aceștia au îmbrăcat costume de epocă create după mostrele atestate în documentele istorice și letopisețele Moldovei. Spectacolul a fost urmărit de 10 de copii din diferite instituții de învățământ din municipiu și suburbiile Chișinăului. M-a impresionat foarte tare modul care a fost prezentat. Mi-a plăcut foarte tare vestimentația lor și armele cu care au luptat. Mie mi-a plăcut cel mai mult când s-au luptat cu sabiile. E foarte frumos, s-au prezentat foarte bine. Văd că s-au antrenat foarte mult pentru acest spectacol. Spectacolul a fost pregătit timp de câteva săptămâni și a necesitat 10 de antrenamente. Autorii și-au dorit ca scenele de luptă să demonstreze vitejia și înțelepciunea cu care mânuiau armele ostașii lui Ștefan cel Mare în bătăliile de la Baia și Vaslui. A fost așa, o încercare pentru toți. A fost o bătălie, o tărie de caracter să arătăm cum era într-adevăr o luptă dusă de către Ștefan cel Mare. A luat mult timp pentru pregătirea acestor costume, deoarece sunt echipamente foarte grele de pregătit. Am stăruit cât mai mult să relatăm echipamentul secolului care l-am prezentat. Festivalul Tradițiilor Militare se desfășoară pentru a treia oară și este rodul unei strânse colaborări dintre Academia de Poliție și Muzeul de Istorie. Este o tradiție foarte bună prin faptul că ei vin dornici de a cunoaște, vin dornici de a ști trecutul strămoșilor noștri și de a promova aceste tradiții și altor generații de tineri care vor fi după ei. Este în afara programului de studii, antrenamentele trebuie să fie făcute zile, pentru că să nu se uite. Fiecare mișcare trebuie să fie adusă la automatism. A fost, să vă zic, o inițiativă din partea Academiei de Poliție pe care noi am susținut-o cu mare plăcere, fiindcă anume muzeul pune în valoare tradițiile, istoria, trecutul nostru glorios. Și desigur că aceste manifestări se încadrează perfect în activitatea muzeului. Un eveniment similar a avut loc în luna mai, când a fost sărbătorită Noaptea Muzeelor la Chișinău.